Bună seara, bun găsit la Biserica Azi! Invitatul ediției noastre de astăzi este domnul Răzvan Cernat, dirijorul și muzicologul Răzvan Cernat. Bună seara, domnule Cernat, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru invitație, bună seara. Fost director al Operei Naționale din București. Și altele. Și alte, da. Și alte instituții culturale de primă mărime din România și nu numai. Și din Republica Moldova, da. Acolo unde ați concertat. Nu, am fost prim dirijor o perioadă, 2 ani de zile la Chișinău. Dirijor, timp de câteva decenii. Da. Cum ați început povestea de dragoste cu muzica? Da, pentru mine a fost foarte simplu, pentru că am avut în familie o persoană care mi-a făcut, am avut șansa să-mi facă propunerea pentru a iubi acest domeniu. Există propuneri minunat. Da, de a iubi spirituală, nu verbală. Bunica mea a fost membru fondatoare a Operei din București, a fost prim-soprană și am avut șansa de să întâlnesc și să cunosc în perioada aceea, încă mai era în viață, foarte mulți dintre cei care erau stelele operei române înainte de război. Nume celebre, Egizio Masini sau Mircea Lazăr, Niculescu Basu. Cum era această lume a muzicii clasice interbelice, a operei interbelice, a teatrului liric interbelic? Era un pic altfel. Adică datele erau puțin diferite. Era o mult mai mare libertate de exprimare și de, și de gândire, dacă vrem. Oameni care simțeau viața foarte bine și o trăiau. Adică erau foarte bine plătiți, în primul rând. Un salariu de prim cântăreț era echivalent cu cel de ministru sau de general. Dacă aveau în afara numărului de spectacol care foarte era interesant. Fixat, dacă aveau un spectacol în plus, se plătea cu un salariu întreg. Adică erau extrem de bine remunerați și motivați să facă. Sigur că arta trebuie făcută din pasiune, din plăcere. E o pasiune frumoasă, pentru că, în general, când spune de pasiune, ne gândim la lucruri mai puțin elegante și mai profunde. Dar după aceea, de spectacolele începeau de obicei seara, după ora 8, la 9, cam ca la ce se întâmplă la ora actuală în mari teatre din Occident. Sau se întâmpla, pentru că acum, din păcate, și la ei a început o așa zisă democratizare și de multe ori... Și o ideologizare profundă, din păcate, da. A ce înseamnă zona artei și a teatrului liric. Da, e în general, omenirea o ia pe o turnură, o ia pe o alee care mi se pare că o să o ducă într-un loc întunecat. Zona de operă a fost strâns legată de crearea statului român. După ce s-a înființat statul român modern, s-au creat un teatru național, o operă națională, toate acestea au făcut parte din identitatea noastră. Este o dimensiune a culturii. Și una care, pe vremea aia în special, avea un impact covârșitor asupra populației, care avea totuși un anumit grad de cultură și aspirații care le depășeau pe cele foarte puțin superioare. A venit al doilea război mondial, s-a instaurat guvernul comunist. Care a fost impactul stalinismului în obsedantul deceniu asupra operei și asupra muzicii din România? Nu e foarte simplu de discutat această problemă. De ce? În primul rând, au rămas încă cam vreo 2 decenii, dacă nu un pic mai mult chiar, dintre vechi artiști care făcuseră gloria operei române și nu numai operei, încă erau în viață, puteau să cânte și veniseră cu aerul acela proaspăt, care de fapt era aerul vechi.
hai să spun, de Petre Ștefănescu Goangă, dau un exemplu, dar au fost mai mulți. Deci, din acest punct de vedere, încă era foarte confortabil ganisită opera. Dar mai este ceva de spus. În general, în toate regimurile totalitare, cultura a fost un mijloc de influență. Un fel de vitrină frumoasă. Ce s-a întâmplat, de exemplu, în Uniunea Sovietică, unde baletul era considerat în Occident ca maximum de înălțire, înălțime artistică. Și a fost preluat de sovietici și... Da, bineînțeles, și încurajat. Încurajat, chiar. Da. Își puteau permite să iasă și în Occident, din când în când, foarte bine păziți, dar unii dintre ei au rămas, totuși. A continuat Nureyev, școala de operă și Marea Școală de Muzică Rusă, a continuat în timpul stalinismului? Sau a fost brutal sufocată? Nu. În general, a urmat un drum firesc, dar de foarte multe ori contrazis destul de brutal, de violent, de Stalin. Se știe că, de exemplu, ultima opera a lui Șostakovici, care pentru cunoscători e puțin nefirească la evoluția ei față de ceea ce scrisese până atunci, a trebuit să se plieze după cerințele dictatorului, care însă, trebuie spus, avea un apetit pentru cultură și pentru opera. Deci nu se poate spune că s-a întrerupt, s-a interzis în orice caz o modernizare excesivă, asta poate fi privit oricum și ca o mare pierdere și, mă rog, se poate socoti că cel puțin a menținut o linie tradițională, cât de cât. Mari soliști în toate domeniile, mari pianiști, mari violoniști, nu mai vorbim. Cei da, mai mari. Era o cultură a excepționalismului, da, din punctul acesta. Toți mari violoniști, sau aproape toți, erau, de fapt, oameni care proveneau din școala veche. Din Odessa. Da. Școala veche. Da, nu, da, Odessa, asta era centru. Deci, cultura era însă un mijloc și pentru a îmbunătăți puțin suferințele unor oameni care proveneau din zona intelectuală a populației și care aveau ocazia să asculte niște concerte de mare calitate și niște spectacole de operă sau de balet, mai ales excepționale. Erau și anumite lucruri care acum, în ziua de astăzi, sunt mai greu de urmat. Și aici am avut și eu, în România, o contribuție. Adică, toate spectacolele erau traduse în limba rusă în Rusia sau în limba română în România. Pentru că se spunea că trebuie să înțeleagă subiectul. Eu am socotit că... Un element al culturii de masă, de altfel, da, al proletcultismului. Da. Ceea ce credeau ei că poate fi cultura de masă. Evident. Nu așa se face. Mai întâi că nu se poate înțelege foarte bine în momentul în care cânți și ai niște inflexiuni speciale pe o anumită zonă literală. Nu se înțelege nimic. Deci este inutil. După aceea, partiturile au fost concepute de oameni care au urmat și au urmărit structura cuvântului. Muzica are mare legătură cu melodicitatea cuvântului, să spun, a limbii, de fapt. De asta sunt muzicile diferite. Cea germană față de cea rusă, cea franceză față de cea italiană. Există niște... Există diferențe. O legătură între limbă și, da, muzică? Da, e o legătură directă. Sigur că sunt mult mai multe lucruri, dar asta, în orice caz, există și este firească. Eu am muzica repus... italiană, spectaculoasă. Da, da, da.
muzica germană și foarte limba profundă. Limba este la fel de spectaculoasă. Da, muzica germană extrem de profundă. Da. La fel, muzica românească, cum o simțiți? Muzica românească, Oedip, de exemplu, n-a fost scris la început în limba română. A fost Oedip franțuzesc. Și e o muzică care are mare legătură cu limba franceză. Dar alte lucruri, nu știu ce să spun, Noaptea furtunoasă a lui Paul Constantinescu nu poate fi tradusă în limba franceză, de exemplu. Nu mai are aceea savoare. Este o cultură, între o legătură între limbă și bineînțeles, muzică. Bineînțeles, și muzică. Povesteam de supraviețuirea în anii 50 a da. Marii culturii. 10 ani în care lumea românească a fost distrusă, practic. Lumea românească, da. Așa cum o știam în și anii 20-30. Acea Românie europeană, da. Liberă, da. A fost distrusă. Cum ați perceput această distrugere? Personal, și cum vedeți moștenirea acelei perioade? Neșansa că m-am născut imediat după război, dar am avut șansa totuși că nu m-am născut puțin înaintea războiului. Sau știu, au fost perioade mult mai rele. Asta era programul, de fapt. Acela de a distruge, de a zdrobi tot ceea ce caracterizează, de fapt, profunzimea unui popor. Tradițiile în toate felurile. S-au dărâmat clădiri, sau... Elitele anentizate, sigur, practic. Da, da. 10 ani... De... S-a făcut pușcărie, nu numai de cei care avuseseră o activitate politică, dar, de exemplu, în operă. Au fost grupuri de cântăreți care au făcut pușcărie, ani de zile. Pentru? Dinu Bădescu, de exemplu. Cu soția lui, cu prieteni. Tot grupul. Pentru două vorbe aruncate, probabil, fără a se cenzura, autocenzura. Au fost de ajuns ca să-l trimită direct în pușcărie. Momentul în care România era o colonie sovietică. Eu am simțit foarte tare lucrul ăsta. De ce? Pentru că provin dintr-o familie care a fost foarte lovită. Bunicul meu a făcut 13 ani de temniță grea, așa se numește, nu-i spun eu. Da, așa detenție era condamnat, grea sau da. Temniță grea. Adică se dormea direct pe ciment, cu haina de învelit. Atât. 13 ani, deci aproape toată perioada stalinismului. 13 ani și în 1960 a fost omorât. Ca să nu existe... În închisoare? Da. Da. Știm cum. Bănuim și de nume, anumite nume, știm de cine. Dar asta nu mai contează. De ce a fost închis bunicul? E un personaj foarte interesant. Bunicul meu patern. Un tânăr avocat din Bacău, care provenea dintr-o veche familie, dar care, din punct de vedere material, pierduseră strălucirea. Deci, tânăr avocat a fost mobilizat ca rezervist în războiul cu bulgarii, primul care a fost, 1913. Acolo sunt lucruri spectaculoase, așa, dar îmi imaginez că pentru el au fost foarte dure. S-au îmbolnăvit de mizeria în care trăiau. A fost o epidemie în momentul respectiv. Da, în da. Rândul armatei române. Da. Și nu numai, cred că și ceilalți, dar nu se cunoștea acolo. Și tifos. Tifos exantematic. Și știm ce provoacă tifos. Normal. Internați în mulți dintre soldați, ofițeri, el era ofițer, era tânăr locotenent, în spitalul de campanie, care după câteva zile a căzut cu toată armata. Știm bine cum s-a întâmplat. A reușit, bolnav fiind, să treacă în not noaptea Dunărea, să revină în țară, când deja i se făcuseră parastas. Nu se știa nimic și atunci l-au considerat mort după nu știu cât timp. După... Spectaculos. Da, e absolut imagine cinematografică. După aceea a început primul război mondial. A fost la fel mobilizat. Am înțeles că era la vânător de munte. A trecut prin toate marile bătălii.
36 de atacuri la baionetă, lucru care mie mi se pare absolut fantastic, inuman, ce scene trebuie să fost aia, să pot să vii și să-l omor pe unul de la jumătate de metru. De 16 ori rănit, și asta este consemnat chiar și în hârtiile de la închisoare, că le se luau toate datele antropometrice, spunea numeroase răni de război. Ultima oară a intrat, tot la un atac la baionetă, a intrat glonțul prin ficat și a ieșit prin partea cealaltă. Să supraviețuiești unui război și atâtor lupte. A supraviețuit. Dumnezeu l-a lăsat, l-a iubit și l-a lăsat să trăiască. Iar la fel spectaculos, ordonanța lui, care era, se pare, și trompetistul companiei, a luat în gură repede o gură de iod, de tinctură de iod, a pus-o la rană și a suflat până a ajuns în partea cealaltă. Niște medici actuali mi-au zis, probabil că a vrut să-l omoare, că nu se scapă din așa ceva, că se ating organele interne, și da, a scăpat. A întâlnit un, după aceea, fiind aruncat totuși într-o grămadă de oameni care muribunzi, care aveau răni, care nu mai puteau fi... Ireversibile, da. Da. Hemoragii mari și... Bon. Și atunci îi lăsa ca să poată să salveze totuși ceea ce era mai posibil de salvat. L-a văzut un medic militar cu care fusese coleg de liceu sau chiar de școală primară, și pe care îl salvase el dintr-o inundație din asta, așa cum sunt acum așa atât la modă, l-a operat, s-a însănătoșit. În momentul în care era pe cale să-și termine și acest stadiu de convalescență, la Iași, pentru că era toată România, de fapt, se concentrase într-o bucățică de Moldova. Toată lumea. Acolo mai rămăsese, da. Da. Se plimba prin Copou ca să-și recapete vigoarea și la un moment dat oprește o birjă lângă ei și erau, coboară doi domni și spune, ăsta e omul de care îți vorbeam. Era fostul lui profesor de la universitate, Longinescu se numea. Se pare că a fost o mare personalitate în domeniul acesta al dreptului român. Și îi se adresa ministrului de interne de atunci, Mârzescu. O figură celebră. Iar un personaj foarte cunoscut. L-au luat și începuse perioada aceea de atentate comuniste. În anii 20. Da. De fapt... În timpul Revoluției Bolșevice, da. Da, adică momentul în care se încerca să se comunizeze Europa în general, dar Europa de Est în special, s-a aruncat în aer Senatul, au fost ceva victime, inclusiv, mi se pare, unul din mitropoliți. A murit, a fost omorât. Da. Și era, țara era invadată de oameni care aparțineau Cominternului. Agentura secretă a URSS-ului. Da, trimiște de către Comintern. Ce erau? Era acea societate creată de Marx și de a face Revoluția Mondială. Da, da, da. L-au luat și l-au făcut prim comisar regal. De ce? Pentru că începuse starea de război. A fost ținută încă 7 ani starea de război din cauza că erau atât de multe nenorociri care se întâmplau. Și era, asta ce însemna? Era o funcție care era echivalentă cu procuror general, în același timp și cu atribuții directe de acțiune, poliție și așa mai departe, servicii și așa mai departe. A fost acolo, după aia
o perioadă a fost mai relaxată, a fost din nou chemat după aia înainte de, între cele două războaie, în anii 30, să conducă poliția și siguranța statului. Și de aici i s-a tras, pentru că toți cei în alții care, oficiali români, au fost pedepsiți. Toți erau foști informatori, foți. Și atunci el nu trebuia să aibă posibilitatea să divulge lucrul ăsta. A știut ceva familia de bunicul dumneavoastră după arestare? După arestare, din când în când, primeam câte o carte poștală, dar asta periodic, așa, de la mult timp. Ni se solicita să trimitem pachete. Mi-aduc foarte bine aminte de pachetele astea. Ce conțineau? Lucruri care nu erau perisabile, adică biscuiți. Ce pot să... Ajungeau la destinație? Nu, tocmai asta e. Sau era o iluzie? Un borcan cu miere în care ai noștri știu că puneau și nucă pisată ca să fie hrănitoare, că și imaginau că erau nemâncați acolo. Și ajungeau la destinație? Au ajuns vreunul din aceste pachete? Nu. De multe ori cerea țigări, cu toate că nu fuma, ca să poată să dea celor care erau fumători și care s-ar fi umilit altfel să cerșească la gardien un chiștoc de țigară fumată de ei. Și când se întorceau, totul mirosea a tutun. Când se întorceau pachetele? Da, se întorceau. Unele. Altele nu se mai întorceau, dar nu le primea. De cele mai multe ori. Cred. Nu știm nimica. A fost singura corespondență, nu? Da, am mai avut după aceea fratele tatălui meu, unul din frați, avea doi frați și două surori, unul din frați era avocat. Și el... A fost permis lui să totuși să aibă încerce o activitate de apărare. Pentru că s-a făcut la început un proces în anii 53, cred, fără dreptul de a avea în avea sală, da, invitați public ceva, ci doar într-un perimetru strict închis. Și bineînțeles, condamnarea, temniță grea pe viață și așa mai departe, după vreo 4 sau 5 ani, cred că în 57-8, nu mai știu, aici trebuie să fie, s-a făcut un proces public. Am fost și eu acolo. Erați copil și ați ajuns la acel proces? Da, și l-ați văzut acolo? 12 ani, da. L-au adus? L-ați văzut? L-au adus, i-au adus pe toți. Nu-l cunoșteți? Deci existau... Nu l-ați văzut până atunci, era prima oară când îl vedeți. L-am văzut la an, 2 ani. Da. Adică aveam, cred că aveam, împlinisem 3 ani când... Și cum l-ați descoperit? Cum l-a văzut familia? Păi am venit, deci nu era singur. Era acolo tot lotul, cum se numea. El era șef de lot, adică el era persoana cea mai vizată dintre toți. Și restul erau toți foști, tot la fel, prim comisar regal, alții... Nu, numai el a fost prim comisar regal, dar comisar regal, adică gradul de sub, director general al siguranței, niște președinți ale înalții curți de casație, făceau parte. Și veniseră familii și așa mai departe. Unii erau... Hai de capul lor, se făcea milă, de-abia să târau acolo. El a fost tot timpul foarte bătăios și n-a acceptat nimica. Pe noi ne țineau, pe mine, mama mea, am doi veri. Unul dintre ei era pe brațele mamei, cunatei lui tata, și celălalt la fel. De ce? Ca să poată să-i recunoască. Adică să știe care sunt. Și tot ne ținea așa. Noi l-am văzut, da, foarte puțin, că n-aveau voie să întoarcă capul. Cum îl întorcea, imediat îi bruscau, îi loveau să nu se uite în sală. Și verii mei erau mai mici decât mine. A impresionat și mai tare, bineînțeles. Și după 2-3 ani am primit vestea că este ca decedat. Și ați aflat ulterior că a fost asasinat. Aia de la oameni care au ieșit de acolo. Și care ne-au povestit niște scene. Adică
Bineînțeles că toată lumea era foarte atentă la tot ceea ce se întâmplă cu colegii din alte celule. A fost agresat verbal la început, după aceea fizic, și pentru că a răspuns și nu a tăcut din gură, l-au luat, l-au tras afară. Și asta s-a întâmplat după ce fusese trimis cu mașina poliției, Duba, cu niște deținuți de drept comun care aveau datoria să-l cotonogească, cum se spune. L-au bătut până când l-au lăsat leșinat. Dar era un tip foarte robust, dacă a putut să facă două războaie, trei războaie. A făcut și războiul al doilea, numai ca ofițer l-a obligat să participe. Pentru CFR să aibă grijă să ajungă trenurile și așa mai departe. Și l-au scos pe culoar, l-au bătut cu picioarele și cu pumnii ofițerul politic și cu gardienii și după aia se pare că au luat ceva, o rangă sau o țeavă sau ceva cu care l-au izbit și a murit după puțin timp. L-au îngropat acolo în curtea penitenciarului. Era de fapt fosta grădină de Zarzavat. Am fost după 90, am fost acolo în închisoare. Ați reușit să identificați corpul, să-l exhumați? Nu, dar tata totuși s-a luptat și cu frații lui. Se știa numărul, pentru că erau îngropați toți unul lângă altul cu un țăruș. Nu aveau cruce. Erau grup comune. Și crăuri, da. Nu era drept comună, nu. Erau morminte unul lângă altul, un țăruș cu un număr, cu o plăcuță de aluminiu, cred că era, pe care scria un număr. Și el era numărul 1. Deci el a fost primul. A fost momentul în care i-a exterminat pe toți cei care nu trebuiau să iasă. Pentru că exista un plan foarte clar de ceea ce avea să urmeze. Și după un timp am primit un balot învelit într-o pătură. Asta e un lucru care doamna Lucia Hosu Longin l-a consemnat. A făcut un serial întreg, chiar la început, unul din primele. Balotul ăsta erau lucrurile lui. Noi trăiam în momentul acela într-o clădire făcută de bunicul matern, dar fusesem toată familia înghesuită într-un mic apartament, pentru că nu era făcut un bloc uriaș, era un bloc numai pentru familie. Deci fiecare avea un etaj cu un apartament. Și eram atunci înghesuiți toți. Eu am dormit cu bunicul până la bunicii materni până la 19 ani în cameră. După aceea am dormit într-un hol de trecere între camera părinților și camera lor, a bunicilor. Și nașul meu, care era medic, ne-a sfătuit să nu deschidem pachetul, pentru că vine totuși dintr-un loc unde era posibil să fie infectat, totuși normal. Un perimetru foarte riscant. Și l-am păstrat până în 1990 și când Lucia Hozu a întrebat-o pe soția mea dacă mai știe oameni, unchiul ei făcuse Piteștiul, perioada grea. Bunicul meu a trecut prin toate închisorile și inclusiv Pitești, dar în Piteștiul dinainte. Și atunci i-a spus și în fața aparatului, am tăiat sigiliul, l-am desfăcut și erau niște mizerii acolo. Cred că în bătaie de joc erau cămăși care erau arhicârpite, unele petice erau făcute din resturi de pătură sau resturi, ce au avut. O pereche de ghete care erau cusute cu sârmă sau niște nenorociri. Și după aceea, noi ne-am urmat cât s-a putut cursul vieții. Tata era arhitect la Calea Ferată. Era un foarte bun arhitect. A fost dat afară. Și bănesc că ochiul securității era foarte... Erau foarte atenți. Eu mi-aduc aminte
de figura unui ofițer care venea periodic acasă să ne întrebe ce s-a mai întâmplat. Sunteți acasă? Da, n-ați plecat nicăieri? Nu, nu. Ați avut contact cu cineva? Nu, nu am avut nimica. Tata avea din timpul războiului, că și el era arhitect, dar era ofițer de geniu în timpul războiului al doilea. Și avea un stilet militar, dar care era, cum să spun, o armă de paradă mai mult. Nu era tăios. Nu. Am crezut că face explozii. Că eram acolo. Eu mă jucam cu stiletul ăsta. Deci aveam 8-9 ani, deci ca toți băieții mă jucam cu... ca când eram soldat. Și asta a durat ani de zile, după aia îl dădea afară, îl chema când aveau treabă și îl ținea o lună, două, iar îl dădea afară și asta s-a întâmplat tot timpul. Până când n-a mai acceptat, a avut o pensie proastă din cauza asta. Ați simțit muzica vreodată ca pe un refugiu în fața istoriei și în fața mizeriei istoriei? Asta era partea cealaltă. Bunica mea, am spus că a fost o soprană cu faimă. Spre deosebire de literatură și de alte domenii, muzica nu a fost atât de ideologizată pentru că nu afecta în mod direct. A fost foarte ideologizată, dar numai în anumite zone. Exact. Fără mari clasici n-au fost șterși. Da. Se puteau interpreta, se mai modificau puțin textele, se scoteau anumite fragmente care nu erau convenabile. Sigur, nu din orice operă, dar erau opere care, la care nu trebuia să apară. Și sigur că era mai puțin afectată decât literatura propriu-zisă. După aceea, pentru guvernanți, era o posibilitate de a implica totuși anumiți compozitori importanți și anumiți muzicieni, nu numai compozitori, pentru a face anumite lucrări cu texte scrise de poeții în ghilimele comuniști, cu un mesaj cât se poate de direct în favoarea orânduirii și care erau foarte bine plătiți. Se întâmpla ca din un mic cor din acesta să primească o casă. Ești ați perceput vreodată muzica exact ca pe un scut? N-am avut de-a face cu asta, decât în momentul în care am intrat în conservator, am intrat printr-o șansă. Era primul an în care, la început am vrut să fac medicină și m-am răzgândit în ultimul moment, tocmai pentru că mi se părea că e un domeniu pe care îl jinduisem toată copilăria. Și când am intrat, era prima serie în care nu fusese obligatoriu dosarul. Pentru că până atunci se vedea imediat o discrepanță între seriile de muzicieni intrați. Normal, pentru că totul, educația fusese ideologizată și pe bază de dosar. Sigur că au fost... Se ștergea o clasă din istoria României. Da, erau striviți toți. Am avut ocazia, nu știu, Mihai Rădulescu, de exemplu, organistul, era fiul unei doamne care avusese un mare succes cântând muzică germană, era nemțoaică, de fapt, și pe la ostraciza. Și mulți, mulți, n-are rost să încerc să găsesc nume, pentru că i-aș nedreptăți pe o lume cei ștearsă. Nu le-am exact. Nu le-am pronunțat numele. Dar am simțit imediat, după câțiva ani, deci eu am intrat în 1962. Și după vreo câțiva ani a început un aer totuși de acela de dezgheț, aerul ăla pe care îl tot așteptam. A urmat Revoluția, nu, fusese Revoluția, după asta. Revoluția Maghiară, da. Da, a fost Revoluția Maghiară. Care a fost important, dar trebuie să spunem că și la noi s-a luptat mai
rău. Bun, la ei a fost episodul 1956. Noi am avut totuși o perioadă de luptă anticomunistă partizană de gherilă de 16 ani. S-a luptat până în 1958 cu arma în mână. La ei s-au luptat două facțiuni ale guvernului politic comunist. Una era condusă de șeful pe Budapesta și alta de șeful general, Cadar cu un ochi. La noi s-a luptat cu arma în mână și nu s-a știut, nici acum nu se știe tot. Adică s-a spus că erau legionari, probabil că erau între ei. Și legionari, evident. Dar erau foarte mulți țărani. Și foarte mulți liberali, foarte mulți oameni care nu făcuseră politică. Da. Exact, nu era neapărat o luptă politică, ci o luptă de liberare națională. Da, ceea ce se întâmplă acum alături de noi. În Ucraina, dar numai că n-au avut ocazia să ajungă la o fază mai avansată. Și acum este un cu totul altul, vedem, suport al lumii libere. Vorbim de un Occident totuși coagulat, care a putut să susțină această... Trebuie să recunoaștem că nu ne-a susținut deloc Occidentul. În momentul respectiv, nu. Da. Susținerea României nu a existat. Așa este. Vorbesc de această ideologizare a culturii la început. Da. Cum vedeți ceea ce se întâmplă acum pe niște mari scene ale lumii, acolo unde se resimte din nou un virus al ideologiei? În numele unor idei frumoase, cum ar fi egalitatea. Nu, ceea ce mă jenează pe mine cel mai rău este că se încearcă să se escaladeze niște tradiții culturale mondiale, nu e vorba de noi, că valul ne vine din afară și încă din lumea occidentală. Această așa zisă modernizare a muzicii sau a modului în care este montată muzica pe scenă. Mai se întâmplă și în teatru lucrul acesta, nu numai în muzică. Eu zic muzică pentru că este domeniul pe care îl cunosc mai bine. Nu-i de acum. Încă din perioada primului război a fost tendința și care a biruit până la sfârșit de abandonare a tonalității. Tonalitatea, dacă vreți, are o legătură directă cu Dumnezeu. Există un centru de referință al tuturor celorlalte funcții care este tonica. Sunetul, o zonă verticală, da. Cel mai important. Toate converg către el. S-a pulverizat. Nu mai e important. Toți sunt la fel, sunt egali. Deci tot un fel de comunism. Aranjați doar în segmente. Vedeți, virusul acesta nu moare. El capătă diferite forme. Da. Și la ora actuală, chiar în anumite societăți occidentale, s-a infiltrat extrem de... Păi nu. La ei s-a infiltrat mai mult decât la noi. Noi sigur că am copiat. Avem totuși o tradiție și în domeniul ăsta. Dar curentele filoseculariste, dorința de a scoate religia din societate. Totul cam începe de aici. În religia numele libertății, și spiritul național. Încercarea de a anula anumite sentimente. Lucruri care se leagă cele două dimensiuni ale noastre ca oameni și ca cetățeni ai unei țări. Și totuși conceptul de națiune, așa cum îl știm noi astăzi, a apărut recent, în urmă cu 200 de ani. Ca și conștiință națională. Nu știu dacă e chiar așa. Așa se încearcă acum să se demonstreze. Părerea mea e că a existat dinainte, dar în alte forme. Nu așa este. În cea pe care acum o simțim din plin. A fost necesară, eu cred că este necesară în continuare. Și aici este, cred eu, locul în care avem obligația totuși să apărăm o baricadă. Formarea Uniunii Europene s-a bazat inițial în anii 50-60 pe această asociere a unor națiuni. Da, e adevărat, da. Gândiți-vă că Uniunea Sovietică în anii 20-30 propunea o structură supranațională în care sentimentele naționale ar fi dispărut. De fapt, era o rusificare camuflată și o anulare a celorlalte națiuni din Uniunea Sovietică. Cred s-a prăbușit. Cred că măcar nu era rusificare, era crearea unui stat artificial, da, care sigur că avea Rusia ca principal pilon, dar care îl egaliza pe toți într-un fel, în sensul rău.
Exact. Adică și care a murit înspre... rapid, s-a prăbușit și au reapărut sentimentele naționale. Da, e adevărat. Care, pe care toată lumea se străduiește să le înnăbușe. De aici ce este oare? Paradox. Cum vedeți pentru aceste... Pentru că este o primejdie pentru anumite segmente din populația lumii. Și... nu știu, noi ca români avem totuși datoria să luptăm, să nu abandonăm aceste bunuri. Cum simțiți publicul român de operă și de muzică clasică în general? E altceva și cred că și dincolo. Am avut ocazia, nu foarte des, dar am ieșit și am ascultat spectacole de operă sau concerte simfonice. În primul rând, sunt mai timizi oamenii. Mulți dintre ei, acum, cel puțin în momentul de față, încearcă să aibă contact cu fenomenul cultural. Intră în teatre, intră în operă sau în instituții de concert, filarmonici. E adevărat că nu știu totdeauna când se aplaude, de multe ori aplaudă între părți, se jenează să își arate prețuirea sau lipsa de prețuire față de anumiți cântăreți, instrumentiști sau compozitori eventual. Și atunci aplaudă călduț așa pe oricine. Ceea ce îi nedreptățește totdeauna pe cei care au valoare. Ei nu simt căldura acum. Dincolo există, poate e un fel de mai exces. Mai ales la marile teatre lirice ale lumii, există această căldură puternică. Bănuiesc că este puțin și construită. Cred că sunt oameni care susțin. Care construiesc această atmosferă. Da, încălzesc, să zicem. Când eram director la București, aici, pentru că am fost și la Constanța Filarmonică, Marea Neagră, am fost la Teatru Oleg Danovski, chiar eu sunt cel care l-am reunit pe toate, împreună cu Filarmonica, Opera și Baletul Oleg Danovski. S-a făcut o instituție comparabilă cu marile instituții, s-ar fi putut. Dar încet, încet l-au dezagregat. Bun. Vorbeam acum de... Când erați director la operă, da. De cum ați simțit publicul? Am văzut că lumea nu are curaj să aplaude. Așa, se jenează, se feresc. Eu am văzut, de exemplu, ultimul concert al bunicii mele. S-a întâmplat în 1957. Sfârșitul anilor 50. Da, 58 a fost operă întreagă. E incredibil, după 10 ani de pauză. Este un cântăreț, este ca un sportiv. Dacă nu își pregătește fizic trupul pentru a putea să execute partituri grele și de durată, nu reușește să ajungă la capăt. Ea a reușit. Și a fost o nebunie. Opera debea se construise. Teatrul ăsta era construit ăsta, care acum da. Operă, de câțiva ani doar. 4 ani, 3 ani. După când a fost 1953 Festivalul Național da. Al Tineretului. Nu aveau un teatru, au luat se făcuse de teatrele de cartier sovietice, calea sovietice, cu coloane. În stilul acela stalinist, da, exact. Da. Au luat, l-au transformat, dar și acum se vede că nu e suficient. El nu era prevăzut cu fosă de orchestră. Și cum a fost reacția publicului atunci? Era, în România asta mi-a rămas stalinizată? În minte, da. Eram mic, pantaloni scurți, așa, mă țineau ai mei să văd, s-au urcat pe scaune. Erau vacarmă acolo, pentru că o revedeau după 10 ani pe ea și genul de spectacol. Toți cântăreții, ea a cerut să fie oameni care nu sunt foarte tineri, ca să nu fie un pic caragios, o traviată bătrână cu niște, un germon care trebuie să fie tatăl, care să fie un om foarte tânăr și așa mai departe. Și o explozie, efectiv. M-a impresionat. A mai fost ceva care a făcut ca la un moment dat să existe un fel de fractură. Anii 80. În primul rând se terminaseră mulți dintre... terminaseră benzina, cum se spune, dintre foștii cântăreți de valoare. Și
începea să vină o nouă promoție, dar încă nu erau bine stabiliți. Pentru că am avut și după aia, după perioada, în perioada comunistă, am avut o mare interes de mare valoare. Și balerini, de mari balerini. Bun. Și anii 80? Mai era încă ceva, da. Atunci s-a întâmplat, asta a fost poate și mai nociv, frigul. Deci în săli era un spectacol, o Traviată, de exemplu, în care vine așa cu grand decolte și își face și vânt și erau vinete de groază, aveau pe dedesubt puse pulovere și erau câteva grade. Dan Grigore, care cânta în sală cu radiatorul la picioare, sub pian, adică în felul ăsta nu e posibil. Bun, să ne ajungem în aceeași situație acum cu această criză energetică, sper încă nu. Este o primejdie, dar... O primejdie, da, exact. Da. Suntem la finalul discuției noastre, al călătoriei noastre, atât de frumoase. Cum vedeți viitorul culturii occidentale, domnule Cernat? Nu, eu nu văd așa o discrepanță între cultura occidentală și cultura noastră estică. Noi ca parte a culturii occidentale. Da. Cum vedeți viitorul culturii occidentale, viitorul culturii europene? Eu cred că, până la urmă, dictatură la est, amenințare, da, observăm. Eu nu cred că sunt decât două posibilități. Ori va dispare, ceea ce totuși nu e posibil. N-a dispărut Occidentul în 2000 de ani, totuși. Nu, a avut cultura, perioade. Cultura occidentală n-a dispărut. Sau, dacă nu, o să-și revină pe un făgaș, nu același, că nu-i posibil. Niciodată nu se revine în același loc. Nu se revine poate. Pe o spirală superioară. O să fie ceva care totuși o să fie legat de tradiție. Adică, ce înseamnă asta? Ținem cont de atâta cultură care are mii de ani, de la vechii greci, latin, roman, după aia țările occidentale, țările Revelația noastre cristică, pe care ei n-au fost în stare occidentali să ne descopere. Noi avem o muzică minunată. Mă refer la filonul acesta psaltic și popular. Muzică populară. Inclusiv muzica psaltică, muzica religioasă, da. Asta e una din durerile mele, că s-a cam abandonat. Eu sunt un credincios practicant, am fost până acum câteva luni epitrop la una din bisericile importante, Biserica Amzei, și peste tot văd că se face apel din ce în ce mai mult la o muzică care are pe undeva o rudire cu cea occidentală, dar nu este aceea. Și care înlocuiește complet vechile noastre manifestări muzicale în cadrul slujbei. Adică eu știu că era, înainte erau două pupitre în dreapta, în stânga, și era o antifonie între cei doi cantori care cântau cu muzica psaltică, cu melisme, cu modurile acelea. Deci muzica noastră e mult mai bogată decât cea occidentală. Noi avem un număr mare de moduri, din care ei au extras doar două. Și este foarte important, e foarte important o renaștere acestui tip de muzică. Dacă vrem ca umanitatea să rămână umană, e puțin. Adică muzica are o influență mare asupra psihicului oamenilor. O, covârșitor. Poate că nu e întâmplător că din cauza asta este folosită și în biserică. Care este? Asta am descoperit, această idee, în momentul în care îmi făceam teza de doctorat, care era de muzicologie, despre semiografia muzicală, semnele, notația muzicală, să zic. Și a spunea, de ce este așa importantă? Pentru că e necesar ca sufletul credinciosului care intră în biserică să, mai întâi să fie spălat de toată zgura pe care a dobândit-o în timpul petrecut în profan, da, și să-i se mlădieze simțirea, să poată să primească vestea cea bună în suflet, prin și cu ajutorul acestei muzici. Nu m-ar deranja cu nimic dacă ar fi ca în Georgia. Am o mare admirație pentru ei din toate punctele de vedere. Normal, o națiune care a rezistat și care rezistă colonizată și care rezistă în continuare în prima linie a frontului. Da, da, da. Unei agresiuni rusești de secole. Toți au încercat să-i
inclusiv otomani. Deci, bineînțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la biserica azi. O călătorie superbă. Doamne. Sunt Cristian Gava. Până săptămâna viitoare, rămâneți alături de Trinitas TV. O seară frumoasă. La revedere!